ziua, eu mă numesc Radu Dumbrava, sunt un tânăr artist de picturi murale din Chișinău și astăzi vom vorbi despre un lucru nou, foarte interesant și pentru mine și pentru Chișinău, despre o pictură 3D, despre care o să vă povestesc chiar acum. Moda picturilor 3D vine din Europa și din America, este o tendință foarte populară acolo, pe care am adus-o aici, la Chișinău, și împreună cu compania Caparol, care a fost deschis pentru idee, am reușit să realizăm o asemenea lucrare la noi în Chișinău. Foarte interesantă, foarte creativă, foarte caldă și, bineînțeles, care va aduce și deja a adus multă bucurie pentru toată lumea care e aici. Ideea acestui desen a venit în discuții cu Sergiu. Am propus două variante, după care în proces au mai apărut careva idei. Le-am discutat, le-am dezvoltat și respectiv a ieșit ceea ce a ieșit. Recunosc că nu a fost ușor, pentru că un format pătrat este un format special care trebuie tratat ca atare și respectiv am reușit din ceea ce este să scoatem ceva maximum, un efect. Am ales cascada pentru că mi s-a părut, de fapt, și este o idee interesantă, însă și denumirea lucrării am denumit-o Paradisul Culorilor, toate culorile se scurg într-o, care curg în această cascadă, se învârte într-un lac, așa să spunem. Cuiva să-i s-a asociat cu curcubeul, cuiva cu apă colorată, dar în fine a ieșit un lac cu mai multe culori amestecate și a ieșit fain. Complicitatea a fost în faptul că aici este Grecia și trebuia de conservat într-un anumit fel ca să poată de aplica foarte bine vopseaua și ca să mențină. Deci asupra Grecia am curățat-o, am aplicat un strat de grunt, puț grunt, de fapt nu unul, trei sau patru, pentru să menținem foarte bine. Următorul a fost desenul, care trebuia structurat în așa fel ca atunci când să aplicăm culoarea să meargă foarte bine și să iasă efectul cel pe care noi ne-l-am dorit. Am aplicat de vreo câteva ori, cred că de 3 sau 4 ori cu straturi de culoare, prelucrând foarte bine fiecare structură, ca frunzele, ca pietrele, ca apa, cum curge, ca să iabă efectul de dinamică, de culoare. Și respectiv a ieșit ceea ce este. Da, și pentru ca să păstreze foarte bine și să aibă un efect foarte plăcut, deci noi l-am conservat, l-am acoperit cu un strat de lac, lac epoxid, care îl conservează foarte bine și are, bineînțeles, o duritate mai multă și o păstrare mai delungată. Bineînțeles, are o, să spunem așa, șansă de a trăi mai mult decât alte lucrări. Da, și pentru a avea un efect mai bun, trebuie să veniți într-o anumită parte a zilei, cele două parte după orele două, respectiv nu o să fie așa de mult soare și bineînțeles că o să aibă un efect mai mare. Și neapărat trebuie privit doar dintr-un punct anume, dintr-un racursiu, pentru că asta și este farmecul 3D. Iată de aici. Da, și încă un moment. Dacă vreți să faceți ceva plăcut persoanelor dragi, sau dacă singur nu aveți ce face, vă place selfie să faceți, sau doriți lucruri noi să aflați, puteți să veniți aici pe Pușkina 44, vizavi de magazinul Caparol. Neapărat găsiți această lucrare, faceți poză, puneți hashtag-ul Caparol, hashtag-ul Radu Dumbrava și neapărat noi vă vom găsi și ne vom întâlni. Este garanția calității.